Pietonii și bicicliștii vor trece peste Bega pe noul pod Gelu de luna viitoare. Reconstrucția pasarelei Gelu, investiție suportată integral de la bugetul local de primăria Timișoara, intră în etapele finale de execuție. După demolarea vechii pasarele, este gata în proporție de 75% și una dintre cele mai complexe etape ale investiției, respectiv reconstrucția podului. Urmează să fie realizate bordurile, parapeții, pavajul, hidroizolația, iar după finalizarea podului vor fi amenajate spațiile verzi, zonele pentru pietoni, pistele de biciclete și iluminatul arhitectural. La o plimbare sau în trecere, noul pod nu va mai pune probleme de acces și traversare a vârstnicilor părinților cu cărucioare, persoanelor în scaun cu rotile sau bicicliștilor, așa cum s-a întâmplat an de zile pe vechea pasarelă din anii 40. A trebuit să o demolăm complet pentru că a fost așa de degradată și suntem acum aproape gata cu podul propriu-zis. Tragem tare și la finalul lunii viitoare noul pod devine un coridor velo și pietonal care face legătura între cele două maluri ale Begăi. A precizat primarul Dominic Fritz, noul pod cu rampe de acces în locul scărilor abrupte, lat de până la 8 metri pentru a avea atât trasee pietonale cât și piste de biciclete și spații verzi, va fi gata până în 27 aprilie. Termenul a fost asumat de către constructor care, în urma unor probleme identificate pe teren, în timpul șantierului, a solicitat de 3 ori extinderea termenului de finalizare. Din 1949, când a fost construită pasarea la Gelu, nu a fost reabilitată complet niciodată. Acum, în urma a investiției de peste 12 milioane de lei a primăriei municipiului Timișoara, pietonii și bicicliștii vor trece peste Bega, între cartierele Iosefin și Dâmbovița, pe un nou pod sigur, modern și spațios.